Numărul de cazuri COVID-19 a crescut alarmant în ultimele 24 de ore. 58 de persoane au fost declarate pozitiv la nivelul județului Mehedinți, dintre care 48 de cazuri de îmbolnăvire au fost declarate în focarul de la uzina de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. Cazurile de COVID-19 au explodat în județul Mehedinți în ultimele 24 de ore. 48 de cazuri au fost confirmate astăzi în ultimul focar declarat la uzina de vagoane din Drobeta-Turnu Severin. Până în prezent, 62 de persoane sunt infectate. Unitatea a fost închisă din data de 17 iulie încă de la primele 5 cazuri pozitive. Angajatorul a decis testarea întregului personal fiind testate aproximativ 460 de persoane. Toate persoanele confirmate cu noul coronavirus sunt asimptomatice și se află la spital pentru investigații și evaluare clinică. 449 de persoane au fost confirmate cu COVID-19 de la începutul pandemiei. În prezent, 126 de persoane sunt internate.